sono uscito da cola. Hi, good, thank you. Number 7, please. Oh, 8, sorry. Yeah. Not today. And I need the receipt, please. Fix. See you later. La benzinărie la stăpână ostră, la majoritatea sunt angajații din... Hei, tuții! M-am obișnuit cu ei, așa că... Avem și pe la noi, dar nu dau nume. Dar că mama e nici acum, n-a zis că are hammer. 3 luni de zile. Ia până alimentează. E 40 de ore restricție până la ora 4, e 5 jumate. Așa că... O lăsăm încolo de restricție. Vă vine să credeți că de când am BMW-ta am făcut 5300 aproape de kilometri? Deci mie nu vine să cred. Și nu mai drumuri scurte, nu mă pot lăuda și eu decât cu Butters de vreo 2-3 ore atâta, 300, cu 300-600. Un drum, mă, jumate am făcut numai acolo. Barca pe valuri plutește ușor. Nimeni pe stradă. Hai să vă arăt așa de până casele locuitorilor din Canberra. Asta e mașina lor, Holden. Un fel de, cum îi spune, Vauxhall în UK. Asta e una dintre suburbiile centrale, să zic așa. Se numește Woden. Adică, mă rog, principale, nu centrale. Principale. Woden, Tagrenung, Gangali și... Și cam astea sunt. A, și balconul, așa. Thank you.
Da, că am mai dat de un băiat aici. Hai să ne băgăm cu el în seamă. Ah, s-a făcut verde. Asta e una la 300. Ce e, mă? Suzuki? Oh. Avem loc? Așa sper și eu. S-a făcut verde de ghinion. E bun și filtering-ul ăsta câteodată, dar când te prinde între mașini e neplăcut, ăla s-a scos cu... Noi n-am apucat să văd și motocicleta aia. Când mergi cu dihania asta prin oraș, nu e așa de ușor să faci filtering. Nici m-am uitat cum scos esență în viteză. Asta ce vrea să facă? Mergi odată cu mine? Iar am început în subiect și n-a terminat niciunul.